Salutare prieteni, eu sunt Adrian și vă urez bun venit la un nou episod de Survival Challenge pe harta Calm Lands. În episodul de astăzi o să construim noua fermă, suntem deja pe teren, hai să ne punem pe treabă. Hai să intrăm în modul de construcție și să distrugem momentan locul ăsta de vânzare al siropului de arțar. Da? Ok, hai să mutăm de aici aceste bucăți de copaci. Avem unul, cred. Ia să vedem. Da, ia uitați-l. Exact aici. Ne-a mai rămas așa câte unul, nu știu cum, dar asta este. Ok. Hai să intrăm din nou pe amenajare, nivelare. Da, hai să modificăm forma. Dăm aici ceva de genul. Îi lăsăm și intrarea, nu e asta o problemă. Da, uite, îl dăm pe partea aceasta. Ok, intrăm aici frumușel la clădiri, suri. Hai să facem medium brick blocks. Da, e vorba de acesta. Și putem să-l facem, uite, aici. Ok, hai să mai facem încă unul. O să-l facem pe acesta, că e destul de mare, mai ne cap și aici câteva utilaje. Dar trebuie să nivelăm un pic terenul înainte. Avem acolo bucata aceea de teren și ne arunca iure. Ok, acum suntem bine. Hai să-l facem și pe acela. Adică pe acesta, ia să vedem ăsta. Ăsta e cam mare totuși. Dar altul și ăsta ar fi cam mare. Hai să facem pe acesta, ia să vedem, reușim să-l punem. Ok, ia să vedem, ne-a ieșit ceva, ne-a stricat aici sau nu ne-a stricat? E ok, e bine, e la drept, e perfect în momentul de față aici. Deci, astea le avem făcute. Acum, ne trebuie să ne facem un drum. Intrăm frumos pe vopsire. Și vom face drum, îl facem de pietriș, nu ne complicăm cu betoane, cu momentan. Da, uite, dăm aici în față pietriș. Îl facem noi un pic mai lat, ca să avem spațiu unde să intrăm cu utilajele, că vom avea cu ce intra. Da, și facem și intrarea la fel, să fie un pic mai mare, nu e nicio problemă. Ceva de gen. Ok. Bun. Până acum totul bine. Ce mai putem să mai facem? Aici ar fi bine să mutăm silozul. Să-l punem chiar în partea aceasta. Nu neapărat acum, dar chiar și mai târziu. Hai să mai punem pe aici niște nisi, pietriși, pardon. Acolo m-am dus eu un pic cam aiurea. Ok. Deci momentan avem intrarea în fermă, propriu zis. Bun. Animale. Unde punem silosul? Unde punem silosul? Asta este întrebarea. Intrăm pe clădiri, intrăm pe silosuri. Trebuie să facem din nou, trebuie să modificăm, v-am zis, modificăm tot, practic. Dacă îl facem aici, trebuie să ne facem și un silos pentru... Putem să punem și la, cum îi spune, și la silozul care îl avem, că este multifrut, sau putem să facem și o șură din aceasta de, cum îi spune, o șură pentru fân, pentru orice. Ar trebui să facem și un bunker pentru fermentare. Dar să vedem unde îl facem și pe acesta și să vedem de care facem. Orman de bălegar, silos, uite, ceva de genul ne-ar trebui. Putem să-l facem, ar fi bine într-un capăt, unde o să vină capătul acolo, ceva de gen. Ok. Aici avem ormanul de bălegar, nu ne băgăm. Silosul ar trebui să-l punem undeva la
intrare în fermă. Sau putem să-l punem ceva de gen, undeva pe aici. Dacă-l facem pe aici, par merge și aici. Ok, mai nivelăm un pic bani, să acum suntem pe nivelare. Chiar dacă am cumpărat eu terenul ăsta, că era mai drept, în momentul de față mai mult l-am nivelat, asta este. De aceea l-am cumpărat, da? Ok, facem aici silosul. Îl punem, uite aici, să avem loc. Ok. Vopsire. Din nou, hai să punem pietriș. Ok. Și acum putem să punem și, denunțăm un pic mai în față. Amenajare din nou, sculptare, nivelare. Și aici în față putem să punem silosul de fermentare, da. Eu vreau să fac silos de fermentare, putem, avem mai multe soluții, putem să punem și, de fapt vreau să fac bunker, putem să facem și silos de fermentare, dar eu vreau să fac bunker momentan, așa îi spun ei, bunker de fermentare. Ok, hai să facem așa, hai să mai dăm pe aici un pic de pietriș ca să avem spațiu de intrare, da? Hai că până la urmă facem dita mai fermă, cât am zis eu că va fi compactă. Văd că mă tot extind cu ea. Pe de altă parte, nu e nicio problemă. Ok. Hai să vedem. Silos bunker mare. Dacă îl facem pe acesta, nu avem bani pentru acesta oricum. Hai să vedem altă variantă. Silos bunker mic. 25.000. Ar fi o treabă. Uite, ceva de genul. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Norman de bălegar, nu, astea sunt duble, nu vreau așa ceva, o să-l fac așa ceva, da, cred că mai bine îl fac pe celălalt mic. Și aici deja avem din acestea mai mari, care îl găsim un pic mai devreme. Da, ăsta e mare, ăsta e imens, n-am ce să fac așa ceva, sincer. Nu-mi trebuie. Nu am cu ce să-l umplu. Mediu. A, uite pe acesta îl găsim. Și putem să-l facem, uite aici. Da. Și avem intrarea și la el. Ok. Bun. Deci în momentul de față avem șurile, avem silozul, avem buncărul de fermentat. Ok, ce mai ne trebuie? O să trebuiască pe urmă să nivelăm acolo, să rezolvăm terenul, să-l înmuiem. Ne-ar mai trebui un atelier de reparații, ca putem să-l punem aici. Aia fiecare are niște, cum să zic, toți avem niște idei personale, să spunem așa. Eu am o chestie cu așezarea, îmi place să fie așezate în anume fel. Și anume, uite, punem noi atelierul de reparații exact aici. O să-l punem. Uite, așa. Da. Bun. Până acum, totul bine. Punem și un carcer. Îl punem, uite, aici, la atelierul de reparații. Da, dacă după ce reparăm mașinile, le și spălăm. Ok. Ce mai putem să mai facem? Astea oricum pe viitor nu avem nicio treabă. Ok, extensii de silos. Nu ne băgăm momentan că nu este cazul. Ar trebui să ne... Ups. Construcție, cât mai avem? 135.000. Nu mai am bani în momentul de față pentru... cum îi spune? Pentru adăpostul de purcei. Dar nu este o problemă în momentul de față.
Hai să vedem ce mai, cum le trasăm până la urma urmei. Aici mai facem ceva, n-ar mai face, n-am, putem să mai facem nimic. Bale storage, aici putem să facem de balos, dar putem să folosim și multifrutul silo pe care îl avem. Șură pentru fân, la fel. Mai putem să mai facem noi ceva, ia să vedem, pe producție, fabrici, ia să vedem, grass dryer, da? Uite, putem să facem și un grass dryer, ca să nu mai stăm să mai întoarcem fân, facem totul mai automat și îl punem, uite, aici. Ok. Bun, hai să vopsim. La fel, îi punem cu pietriș. Așa, hai să-i dăm și aici. Hai să-i dăm și roată. Așa. Știu că am cheltuit din banda, asta este. Trebuia să fac și lucrul ăsta. Fiindcă dacă nu o aranjăm de acum cum trebuie, mai târziu să vină, o să fie mult mai greu și mai scump. Da, despre asta e vorba. Ok, hai să-i punem și aici pietriș la zona noastră de reparații. La atelier. Ok. Uite, se... Și m-am dus cam mult. Hai să facem așa. Gata. Aici ce avem? Aici punem iar. Da, aici o să vină drum. Ok. Bun. Până acum totul bine. Aproape bine. Putem să facem noi intrarea un pic mai încoace. Să fie în ton cu drumul care vine din partea cealaltă. Da, despre asta e vorba. Uite așa. Ok. Ce putem să facem? Ar trebui să punem un gard și noi. Până la urmă, e o fermă. Da, nu mai este teren arabil. Și facem noi, uite așa. Îi punem aici. Hai să-i dăm și roată. Ar fi bine întâi să amenajăm terenul. Aici mai trebuie, dacă mai vrem, putem să mai facem încă un bunker. Da. Ok. Hai să înmuiem un pic aici terenul. Ca să nu mai fie această pantă extraordinar de mare. Da, lucrurile astea durează întotdeauna când... În momentul în care te apuci să nivelezi, durează.
Ups. Hai să vedem, poate reușim până la urmă să corectăm nițel aici. Ok, hai să vedem și aici. Bun. Decorațiuni, am zis că punem gard, da, și facem din acest palier. Trebuie să ne ducem noi, l-am dus un pic cam mult, să facem din celălalt. Ok, uite, ne ducem noi până aici. E un pic cam încâș, acum observ și eu. Garajul meu, da, asta este. Așa. Prima parte am rezolvat. Ia să vedem ce mai ai. Da, uite, asta e un pic cam încâș. Zic ca un pic, e un pic cam mult. Și cred că sunt amândouă, nu cred că e decât acela. Ok, amenajare în muiere. Avem la fel aici o foarte mare bucată de teren care nu este cum ar trebui. Da, sunt curios dacă într-adevăr o să iasă ceva. Aici nu pot să las așa, trebuie să nivelez. Ok. Bun, până acum totul bine. Trebuie să ne apucăm să construim în mod normal. Ia să vedem la animale. Ce putem să facem? De preferat am zis că facem purcei, dar momentan nu mai avem bănuți și văcuțe, la fel trebuie să facem. Hai să facem așa, hai întâi să facem un adăpost de văcuțe și îl facem pe acesta. Îl facem unde îl facem? Hai să facem undeva mai în spate, da, ca să nu mai fie problemă cu mirosuri, cu prostii, cu nebunii. Îl facem, uite, aici. Ok. O dată, pentru porci, îl facem pe acesta. Ia să vedem unde îl construim. Teoretic ar trebui aici să-l construim. Să-l facem la nivel cu celălalt. Îl facem la nivel cu celălalt, trebuie să ne ducem aici. Dar putem să-l punem chiar în spatele lui. Da, nu e problemă. Din punctul ăsta de vedere. Ok. Mi-a rămas foarte mult spațiu în față, dar o să-l acoperim cu mai multe lucruri. Da. Avem în momentul de față și adăpostul pentru porci, avem și adăpostul pentru văcuțe. Ne mai trebuie pentru găini, dar pentru găini o să trebuiască să-l facem pe acesta și mai trebuie să mai strângem bani. Mai avem câte ceva de făcut și anume. Primul și în primul rând trebuie să mergem pe clădiri, trebuie să mergem pentru extensii de silos. 65.000 de euro sau 158.000 de euro. Astea o să ne trebuiască destul de mulți bani, dar mai târziu. Hai să mai facem altceva. Avem aici morman de bălegar. Ne trebuie un morman de bălegar. Fiindcă o să trebuiască să scoatem bălegar și de la porci și de la și de la văcuțe, da? Și putem să-l punem, uite, aici în spate. Nu ai suficient bani. Da, 24.000. Trebuie să mai vindem ceva ca să putem să-l construim și pe acesta. Vreau să văd dacă e ceva ce nu folosesc în mod constant, să scăpăm de el. Pentru câțiva bănuți în plus. Dacă nu, mergem să vinem ceva. Și văd că nu avem ce să...
Nu avem nimic ce să vindem din ce nu folosim, da? Așa că o să trebuiască să vindem câte ceva. Ia să vedem, de curiozitate, să intrăm cu tractorul prin fermă, să vedem dacă avem loc. Aici o să trebuiască să modificăm un pic intrarea. Facem un pic mai lată, da, e ok, zic eu, pentru moment. Aici în față o să vină cu totul și cu totul altceva. Și bine, acum momentan e și chestia că avem... Nu sunt adăposturile finale de animale, da? Astea sunt ceva improvizate ca să mai strângem niște bănuți. Despre asta e vorba. Da, hai că ok, e bine momentan pe aici. Văd că este ok. Așa. Ia să mai vedem noi ceva. Dacă intrăm la construcție. Silosuri. Silos bunker mare. Nu mă interesează acesta. A, uite, avem și ceva mai mic ca și orman de bălegar. Și uite, punem chiar aici, îl punem. Ok. Bun. Și avem în momentul de față și o să fie problemă cu datul de mâncare la purcei. Da, vedem. Avem. Momentan ne rămâne spațiu pentru adăposturile mari, sper, zic eu. Uite, avem aici ceva de făcut. Intrăm pe amenajare, intrăm pe nivelare și hai să ne mutăm pe partea aceasta mai mare. Hai să nivelăm un pic aici, că avem o mică mare problemă. Aici am cam distrus terenul, din câte văd eu. Ok. Da, aici o să vină, v-am zis, pentru pe viitor vor veni. Asfalt, beton, pietriș. Foarte mult pietriș. Da, e cea mai ieftină metodă. Bine, nu e chiar cea mai ieftină. Cea mai ieftină ar fi fost de noroi, da. Ca să nu stăm chiar așa cu noroi în curte. Am adus niște pietriș. Luat de pe malul lacului. Uite așa. Am adus eu un pic cam mult acolo. Așa ar fi la început, la prima strigare. Așa ar arăta ferma în momentul de față. Bine, oricum v-am zis, mai modificăm, nu asta o problemă. Mai modificăm pe parcurs. Să vedem aici încă un rând așa de pietriș. Ok. Ce avem de făcut? Mai avem, cât avem, 19.062 de euro. Ar fi indicat să mai vindem câte ceva, dacă mai avem ce vinde pentru moment. Ca să putem să cumpărăm o remorcă, da, să putem să mutăm animalele. Și o să trebuiască să facem lucrul ăsta, fiindcă, oricum, trebuie să ne mutăm. O să trebuiască să mutăm cam toate catrafusele din partea cealaltă. Asta o să le fac eu offline, da, în afara camerei, ca să nu vă mai... plictisesc pe voi cu mutatul, fiindcă o să dureze foarte, foarte mult treaba asta. Și să nu vă exasperez pe voi, le voi muta singur și în episodul următor. În episodul următor le vom avea pe toate aici la fermă, da? Aici practic o să fie ferma, în partea cealaltă o să rămână cabana și o să facem serele, să vedem dacă le facem în partea cealaltă sau putem să le facem, uite, chiar aici. Suntem pe spațiul ăsta și avem toate la dispoziție. Da? Cam atât pentru acest episod. E, cum să zic, hai să mai facem, uite, încă ceva. Ultimul lucru. Mergem pe decorațiuni, mergem pe garduri, da? 100 de metri garduri. Hai să facem aici, mai construim un gărduț.
Vom mai mări un pic și drumul. Așa. Și vom face noi, aici trebuie să modificăm nițel, cum îi spune, vom muta tot ce mai avem aici în silos, da, le vom muta înăuntru, în celălalt silos le vom muta, ca să știm o treabă. Pe urmă ne vom apuca să... Bani, trebuie să mutăm toate animalele, trebuie să mutăm toate, cum îi spune, toate utilajele. O să trebuiască să harăm celălalt teren, vorba de terenul acesta din spate, din spatele noi ferme. În partea cealaltă o să ne rămână decât cabana și vom modifica, cred că și la cabană, câte ceva. Eu sper să iasă ok. Da, sincer să vă spun, sper să iasă ok. Să mai nivelăm noi aici un pic. Așa, unde alta, da. La gardul meu e problemă în momentul de față. Așa. Și acum hai să muiem un pic partea aceasta. Am făcut oricum mari modificări, mult mai mari decât aș fi vrut, dar n-am încotro, fiindcă trebuie să făcute, da. Nu se poate cu ferma micuță așa, vrem să facem o afacere de succes. Hai să intrăm pe decorațiuni, din nou garduri. Ups, aici nu-i bine. Să-l demolăm pe acesta. Ok, hai să, uite, aici trebuie să intrăm să putem să încărcăm îngrășământul lichid, din cauza asta am zis că nu e bine. Hai să facem așa și uite așa. Ce avem? Avem spațiu acum să umblăm și pe după toate lucrurile acestea. Da, cam atât pentru acest episod. În episodul următor vom recolta și noi orzul, că o să trebuiască să facem lucrul ăsta. Între timp am zis o să mut eu toate utilajele, le mut la noua fermă. Tot în episodul următor o să cumpărăm și animale. Trebuie să facem și treaba asta. Da, ne punem pe treabă. Cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor când o să ne ocupăm de ors, ne vom ocupa un pic de animale, adică în sensul că le vom da să mănânce, le voi muta eu în cealaltă parte sau poate cel puțin mai vindem câte ceva, să cumpărăm o remorcă, să putem să le vindem pe toate. Da, cam atât pentru acest episod, nu uitați like, subscribe și share și ne vedem în episodul următor, o zi frumoasă, aveți, pa, pa! Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say?